Astăzi discutăm cu Laurențiu despre pierderile sau despre oamenii care pierd la bursă sau atunci când investesc. În investiții, În investiții în general. Exact. De ce pierd și ce ar trebui să faci să nu pierzi. În ultima perioadă au fost urcușuri, coborâșuri, cam... Multe coborâșuri. Cam peste tot, în special pe cripto. Da. Dar eu sunt destul de optimist, adică nu, o să revină... Clar, nu, cine investește pe termen lung o să fie câștigător. N-are, nu există îndoială aici. Sunt foarte multe semne internaționale, pe care, sincer, nu așteptam să le văd chiar atât de rapid. Adică eram mult mai sceptic. Dar au apărut și, na, că poți să-ți faci cont de Bitcoin state, da. Că vrea El Salvador să facă monedă oficială Bitcoin, nu știu dacă o să facă până la urmă. Dar, sau... Nu știu dacă e oficial, dar oricum acum acceptă plata cu Bitcoin și a crescut numărul de tranzacții mici, foarte mici, fantastic de mult. Astea sunt primele semne, știi? Sunt, în Texas, băncile vor să accepte să țină cripto pentru clienții lor. Multe alte locuri tot așa încep ușor, ușor să bine, nu o accepțiune la nivel cum e El Salvador, dar mișcări din partea băncilor și astea contează foarte mult pentru tot universul ăsta cripto. Pe bursa din Românica nu a fost încă tot așa, n-a fost așa scădere. Nu, pentru că mie mi se pare bursa din România că funcționează un pic cum funcționează bursa partea de value din state. Noi nu avem tech, nu avem fabricanți de chipuri, nu avem, suntem mult mai pe domeniul construcții, medicină, astea sunt mai puțin volatile. Chipurile românești. Exact, da. Uite, ai putea să compari, că știu că e și o companie care face ceva similar cum face Realty Income și în România, am scapat acum cum se numește. Dar da, aia cu One Properties au făcut acum ceva One de genul. United. E un REIT nou sau ceva de genul. Da, dar în afară de One United, care abia acum se listează sau s-a listat de câteva zile, nu mai știu exact. Da, știu că e un REIT, cred că așa se numește pe bursă, REIT. Da, ăla, da. Da, deci uite, avem un Realty Income și noi. Da, dar încă n-are istorie, vedem ce face. Clar, da. Ideea e bună, acum vedem cotro. Dar oricum, majoritatea companiilor la noi sunt așa, mai value, mai... Nu este părere că o să scadă la un moment dat Realty Inc. Eu așa cred. Da, am vrut să mai cumpăr, dar având în vedere că în state e nebunie totală cu piața imobiliară, mă gândesc că poate urcă și prețul la Realty datorită... Din cauza asta, da, a urcat, că era 50 ceva, 60, acum că e 70 aproape. A ajuns 70 un pic, 71 la un moment dat, acum s-a dus iar un pic la 66. Nu știu dacă o să se ducă neapărat la 50 ceva iară. Nu, mă refer dacă o să scadă... Nu știu, vine o corecție pe piața imobiliară în state, nu o să scadă și Realty? Ba da, o să scadă. Chiar dacă poate vine teama, teama mea. Chiar dacă poate vine pe rezidențial, cam astea au crescut acum, rezidențialul foarte mult. Realty nu e pe rezidențial în mare parte? Nu, comercial, full comercial. Au dollar store, deci închirează pentru dollar store, Walmart-uri. Ok, aveam impresia că e și pe rezidențial. Și mai sunt și altele care sunt pe alte domenii, unele sunt pe data centers. E right pe data... Așa pe comercial sunt astea zi, și sunt cu modurile... Și Simon Property, așa, da. Simon Property și-au scăzut, acum au crescut înapoi. Da, la Simon unii zic că e foarte undervalued, deși mie mi se pare că nu e chiar așa undervalued, acum mi se pare ok prețul. A fost undervalued când l-am luat eu, pe aia l-am vândut ca prostul și pe aia a crescut cu nu știu cât. Da, păi că și eu tot așa, noi am luat în jur de 60 de dolari, parcă, și l-am vândut la 90. Cam și așa. Ceva, da. Și acum e 120. Oricum, astea o să-i dea o corecție, pentru că toată zona asta de value a bubuit în perioada asta, câte rate a scăzut. Deci, ca vrei să faci bani, nu, dar în general, simplu, buy low, sell high. Da, numai că alții fac mai de rebugă. Se sperie și buy high, sell low. Exact. Da, păi știi care e chestia? Că vorbeam cu cineva de curând, și zicea că, băi, dacă ange Bitcoin 3000, cumpăr. Băi, stai puțin, asta de exemplu pe Bitcoin sau pe orice acțiune, dacă ajunge foarte ieftină, cumpăr. Nu știu dacă mai cumperi, pentru că mulți se gândesc, aole, dacă se duce în cap, dacă dispare. Intervine și chestia asta, că dacă n-ai încredere în tine și nu știi ce cumperi,
Și imobiliare. Cad prețurile la imobiliare, zici, bă, dacă mai scad. Da, mai nu aștept. Știu, e de cumpărat. E permanent de cumpărat, nu cred că e moment neapărat. Aia da, zic, da. Doar da. Să iei, ia, cumpără, bagă. Păi hai să-ți dau un exemplu, fii atent. Deci caz concret, da? Nu pot să zic că nu te oftici când cumperi cu 200 ceva și ajunge 70. Te oftici. Dar cine te pune să vinzi? Adică... Exact. Dacă nu vinzi, tu tot numărul ăla de... Tot citeam un quote interesant... Bă, dacă vine piața imobiliară și îți bate la ușă unul și îi zice, salut, îți dau 20.000 pe apartament, tu îl vinzi? Da, să zic, e o analogie bună. Știi, adică nu îl vinzi, că știi că dai apel, hai, jet, știi? Exact. Îl vinzi când îl vinzi, când vine boom, cât dai apel, 50.000, îți dă unul pe 80, ia-l mă. Exact. Știi? Dar nu te întreabă unul, vrei să vinzi, că îți dai apel 20.000. Bine, acum depinde cât de forțat ești să vinzi, că ai partea da, da. Nu, dar oricum, asta e chestia că la noi oamenii parcă sunt mai comozi cu imobiliarele, știi, să facă chestia asta, buy low, sell high, dar în altceva, pentru că e mai volatilă piața, nu. Așa e românul, needucat financiar și mă număr printre ei acum 2 ani și eu când mă gândeam la investiții mari, tot ce vedeam cap era imobiliare. Deci nu ne învață nimeni. Nu te învață, ce te învață? Nu te învață sunt absolut bune nimeni. Imobiliare, dar nu doar imobiliare. Sunt bune ca safety. Exact, exact. Și depinde ce iei, că până la urmă... Ia un teren undeva la Cuca Măcăi unde nu se face nimic. Bă, să știi că e loterie și cu terenurile. În ce sens? Uite cum e noi în oraș pe bulevard. Au fost bătrâni care au moștenit terenuri pe acolo unde erau blocurile. Și acum un teren de câteva mii de metri se dă și cu 1.000.000 de euro ca să facă blocuri. Gândește-te. Wow. Adică era câmp acolo, gândește. Nu era stradă, nu era bulevard, nu era bloc, nu era nimic. Am moștenit el terenul și hai să-l vindem, boss, la dezvoltatori, că e zonă, hot. Dar fac pariu că mulți l-au vândut înainte să se știe, adică... Păi da, aia care habar n-aveau, dar exact. Mă refer în secunda asta, dacă vrea cineva să vândă, da, e, da. Nu știu, 250 de euro metru pătrat, ceva de genul ăsta. Da, dacă da, nu da. Mai bine, 500 și în București sunt zone și cu 1000 de euro metru pătrat. Da, nu mai zic în București, dacă e cel puțin în oraș, adică, nu mai vorbim. Tatăl meu așa a făcut niște bani cu terenuri, niciodată n-a pierdut la terenuri. În sensul că l-a cumpărat într-o zonă, dar l-a lăsat, adică l-a lăsat ani. Deci te vezi, să ai răbdare în imobiliare. Să ai răbdare, știi? Da. Dar a luat până la urmă, să fiu sincer, el m-a bătut la cap să iau terenul ăsta, că el a tot trecut pe lângă el și l-a văzut de vânzare. Și zice, ia-l mă că e la stradă, că ia-l mă că e bun, ia-l mă, că-l iau dacă nu, ia-l mă, știi? Și l-am luat de gura lui și l-am evaluat și un pic așa să mă gândesc cam ce valoare are, l-am cumpărat. Deci recunosc, l-am cumpărat de gura lui, dar cu banii mei. Da. Știi? Și las acolo, în fine, da. Oricum, trebuie să ai răbdare. Și mi se pare că trebuie să fii și un pic creativ. Că uite, de exemplu, deci eu la țară, unde fac bani din imobiliare, mai poate mai mult ca unul care face din București, pe preț X10. Păi, zicea și... Kiyosaki într-o carte și am mai citit la alții că sunt anumite zone cheie, dacă ai un imobil, nu știu cum ești tu la țară și acolo nu este farmacie, nu este nu știu ce și vii tu moți cu o clădire și acolo se ia, nu știu, catena dita mai spațiu cu așa, te-ai scos. Exact, exact. Și gândește, faci vad comercial acolo și ăla, după aia dacă vrei să-l vinzi... Problema e că dacă pleacă catena, găsești greu un chiriaș. Catena, orice farmacie. Nu mai găsești, nu. Găsești greu un chiriaș. Nu, pentru că deja vadul se creează acolo. Lumea vede că, bă, merge. Corect, dar e o zonă, nu știu, dacă e o zonă defavorizată care în continuu se depopulează. A, da, în cazul ăsta, da. Știi? Și zice aia, bă, zic aia, bă, știi ceva, nu prea mai profitabil, hai că noi plecăm. Rămâi acolo cu proprietatea, cam greu mai vinzi, greu mai închiriezi, e mai... Da, depinde foarte, mă rog, depinde de multe lucruri. De exemplu, eu am noroc că sunt două spitale lângă, e drum principal, adică poate fi profitabil, dar în același timp poate fi mai riscant. Da, da. Doar că e ieftin acolo, adică poți să iei... Da, mă, dacă o cumperi pe degeaba. Păi, să știi, sunt, cred că, case pe care poți să le cumperi pe la țară nici sub 10.000 de euro, dacă te chinui un pic. Chiar am văzut pe cineva dădea zonă pe acolo o casă cu 20 și ceva de mii de lei. Casă cu teren. Da, știu. Ce e 20.000? Am văzut și la 6.000. De lei, de lei. Ah, ok, asta am să zic. Am văzut o casă de vânzare... În județul Vâlcea, bine, de-aia bătrânească, dar poți să stai dacă vrei o seară. Exact, exact. Așa, știi? Cu teren, cu tot și era, nu știu, 4.000 de euro. Dar au făcut lângă mine, au făcut unii cabană, au lac
Adică aia știi ce e bună la 4.000 de euro, pe cuvântul meu. La 4.000 de euro aia merge să-i dai așa o spoială să faci în stil rustic și să bagi pe Airbnb. Păi da, au făcut unii o cabană micuță. Adică 4.000 de euro, mai bagi în ea 2.000 să amenajezi, 6.000 pune așa. Pui în curte niște alea de joacă și un închiriez cu 120 de lei pe zi. Păi da, dacă scoți o casă mică, era două camere, nu știu, avea 70 de... Dacă scoți 1.000 de lei pe lună, ești boss. Păi într-un an scoți banii pe tot. Exact. E... Nu chiar, cam în doi, hai. Da, oricum rapid. E puțin, da. Și ai acolo chiar n-ai mentenanță prea mare. Ai zis, au făcut unii fix lângă Garden Card, o cabană, un lac și au închiriat destul de des. Ca să bătrânească Airbnb, bam. Da, merg, scuză-mă, dar m-am uitat așa să plec Caterinca. În concediu și nu găsești. Deci găsești din astea și la niște prețuri de te doare capul. Revenim la investiții, ne-am băgat pe investiții imobiliare. Da, deci ca un pro și... de ce pierde lumea în imobiliare până la urmă? Că n-au răbdare, cred că. Cred că asta e concluzia cel mai mult. Și nu sunt deloc creativi, că toți ce iau, rezidențial. Depinde și ce cumperi, unde cumperi. Nu vreau să dau nume, dar se face în oraș acum o panoramă de... Residence, care e acolo lângă cartierul la nasol. Știi? Unde? Pe lângă pod. Adică, bă, urât peisajul, urâtă zona, scump, cine se mută, frate, acolo? Și culmea că m-am uitat eu ieri, sunt mare parte vândute. Penthouse-uri și astea. În fine. Deci e important unde cumperi. Și dacă faci investiție să închiriezi, e riscant. Adică, mi se pare foarte riscant, de exemplu, cum e în București, să dai... avans, mai ales integral, să aștept să termină ea blocul, termină blocul, se crapă pereții, probleme, da. Adică... Mai ales dacă e la primele etaje. E adevărat că dacă e în faza de început și blocul se face ca lumea și totul e ok, e adevărat că îl scoți la un preț mult mai bun. Dar nu ai nici siguranță, prefer să se mute oamenii, să văd acolo un mic feedback și când știu că totul e ok, îl cumpăr la un preț mai mare, dar știu că e în regulă, e recepționat, e intabulat, e făcut, e finalizat, tot. Uite, zic cum o mai văd eu. Știi? Acum, pe lângă chestia asta, că așa o vedeam și înainte, că mi-era frică. Am văzut multe cazuri cu blocuri, cum ai zis tu, deci la etajul, dacă nu? Dacă cunoști dezvoltatorul, știi că e 100% ok. Asta e. De exemplu, aia, da. Dezvoltatorul care a făcut blocul unde stau eu, acum, sincer, dacă ar face în altă parte, aș lua din faza de groapă. Chiar nu m-ar interesa. Bine, proiectul... Că-l știi și vezi ce a făcut, are un istoric. Și are, e mereu susținut de Banca Transilvania. Și iar vine... Știu, dar ți-am zis, dacă nu cunoști... Exact, dacă nu cunoști, maxim. Se frică, da. Păi știu pe cineva care are gaură la etajul 1, și mai ales dacă ești un angajat, ești un om obișnuit, ai 3-4 mii de lei salariu, strângi banii de nuntă, te împrumuți asta și nu știu pentru ce, avans și după dai avans și după aia canci. Exact. Ce ai făcut? Dar lasă că am făcut și... Că prefer apartamentul meu vechi, știi, măcar știu treabă. Am făcut și un video, că mi-a zis o prietenă, venise la interviu. Și nu știu cum au ajuns la ideea de imobiliare. Și ce a făcut omul? Și a luat credit pentru a lua apartamentul și credit pentru avans. Adică, bă, să n-ai niciun ban și să vrei să-ți iei apartament. Niciun ban strâns. Da. Deci mi se pare ok că au fost unii care mi-au zis, bine, în alte țări probabil funcționează chestia asta foarte bine. Dar în România nu. Niciun caz. M-am întâlnit cu cineva, cu o vecină, adică, care lucrează la bancă, pe credite. Și am fost curios să întreb, nu te supăra, vreau să știu și eu, pentru ce se împrumută oamenii cel mai mult? Mașini și nevoi personale. Astea v-am zic, nevoi personale. Mașini și nevoi personale. Și cred că locul 3, mă rog, apartamente, case, apartamente. Da. Deci nevoi personale e locul 1. Nevoi personale înseamnă? Mi-au un telefon, mi-au o vacanță, mi-au... Te simți un pic ca iurea, recunosc că m-a deranjat într-un fel, dar în același timp m-am bucurat. Cu ce? Că a scăzut un pic piața, de exemplu la Elrond. Da. Am luat primul meu coin, am luat cu 205, 210. Primul atât a dat pe bune? Am aflat în februarie când era în all-time high. Ok. Dar n-am luat să îl am, știi, n-am luat, eram conștient că poate să scadă, că era așa, știi? Parabolic. Am luat un coin sau doi, ceva de genul. I-am stat acolo, a scăzut la 170, am mai luat 3-4 coins. A scăzut la 140, am mai luat 3-4 coins. Iar s-a dus la 200, am mai cumpărat, dar puțin așa. Cel mai mult am cumpărat când a fost 130-120, am luat de 10.000 de lei odată. Da, știu că mi-ai zis atunci. Așa, am mai luat, acum, ultima dată când am fost, n-am apucat să iau la 67, s-au blocat exchange-urile.
Nu, pe atunci nimeni n-a putut să ia. Deci n-am putut să iau la 67, am reușit să cumpăr la 80 sau 79, am luat de încă 10.000 de lei. Referitor la investiții proaste și la timing prost și la toate cele, dacă cumperi ceva și ai cumpărat la un preț relativ mare și începe să scadă, mai cumpără. Sau măcar așteaptă dacă nu-ți permiți să mai cumperi. Nu, dacă chiar crezi în ceea ce ai cumpărat, mai cumpără. Nu, zic că sunt oameni care au cumpărat brusc mult și nu au mai cumpărat, au. Și am cumpărat mult, am mai cumpărat mult, am mai cumpărat mult, am mai cumpărat mult, până când mi-am dus prețul la aproape, media la aproape, cât e acum, aproape. Dacă își revine, am X3. Uh-huh. Dacă rămânea acolo la 200 blocat, ok. Așteptai mai mult. Așteptam mult mai mult să fac acel X3. Uh-huh. În niciun caz nu vinzi. Dacă tu chiar crezi în proiectul în care investiști și te-ai documentat și recomand să te documentezi singur, neapărat, mult și bine, nu doar să mă asculți pe mine sau pe el sau oricine, nu, altcineva. Oricine altcineva. Ai văzut, ți-a dat pontul, aha, studiezi, ia să vedem, analiză, istoric, ce zic alții, review-uri, market cap, ce proiecte au. Are în sens orice, pentru mine proiectul orice, ăsta, că orice. Trebuie să aibă și sens pentru tine, că dacă nu rezonezi, degeaba. Dacă eu n-am investit decât în câteva care chiar mi-au plăcut, adică am luat un Binance Coin, am luat niște Cardano da. Și am 710 coins. Da? Și eu vreo 500 și ceva. Așa. Și Elrond am 97 acum, pe 98. Deci fac 100, iau acum, cumpăr și fac 100 să fac, să fie mai ales un achieved, știi? Nu te panichezi să vinzi, nu știu, și nu ne va doar de cripto. Cumpăr, dau un exemplu, eu sunt mare fan al acțiunilor românești, cumpăr la OMV 100.000 de acțiuni. Acțiunile la OMV au avut un istoric foarte interesant. M-am uitat pe istoricul lor, așa că nu găsești pe grafic decât pe maxim 5 ani. Am săpat eu în postări făcute de ZF și de presă din 2003, 2004, 2008, mm-hmm. 2009, am săpat să văd ce găsesc, știi? Interesant că înainte de criză, 2008, mm-hmm. acțiunile la OMV erau 64, a fost all time high, 64 de bani. Mm-hmm. După criză, adică în timpul crizei, când au căzut toate, 20 sau 19. 13 bani. Wow. Da. Și știi ce face lumea atunci? În loc să cumpere ca necata, să bage bani și să bă, nu băiatule, să mai plece în vacanțe sau să-și mai cumpere 13 ce. Bani, ești nebun, adică stai un pic, e pe OMV Petrom. Chiar crezi că o să închidă aia și o să zică gata, nu mai vindem benzină de mâine? O să vândă mai puțin, fac restructurări, concediază, taie costuri, taie marketing, taie... Adaptează business-ul. Adaptează business-ul, dar nu o să închidă mâine, pentru că nu se va întâmpla asta. E ca și când de mâine, că vine criza, de mâine nu mai e curent, gata, stai curent. Dispare nuclear electrica, mm-hmm. dispare hidroelectrica, dispare transelectrica, gata, că de mâine a venit criza, de mâine nu mai e curent, de mâine stăm cu cortul, toți afară că nu mai avem curent. Sau uite, pică, hai să dăm și un exemplu pe internațional, cu AMD. Că a picat AMD-ul, ajunsese la aproape 100, la 99 sau prin 99 și ceva. De la cât? A fost 99 și acum ajunsese la 1.73. Da, păi aia e 20% ce e nimic. Măi, e. Păi, da, ok, da. Tesla, de la 900 a ajuns la un moment dat 540. Aproape jumate. Păi da, dar la cazul OMV, de exemplu, în România a fost cădere de criză. 80%. Știu, vorbim de criză. Că, păi, da, aia zic, 80%, my friend. Da, mai oricum în România sunt și mai repet, afectați. Aurul în 2007 era 500 de euro, 600 de euro, o uncie. În 2011 era 1800 de dolari. Da? Și bursa încă era în cap. Mm-hmm. Păi hai să mulțim... Nu, în 2011 și cam revenise. Și revenise. Atunci a avut aurul, all time high. Mm-hmm. Mm-hmm. Da, am zis 2011. Mm-hmm. Dacă luai imediat în 2009, oricum era aurul în 1000, se dublase. Mm-hmm. Hai să zicem, s-a dublat aurul și a scăzut de 4 ori bursa. Mm-hmm. Dacă mulțești 2 cu 4, ai 8 leverage? Da. Dacă cumpărai? Dacă te joci cu ele, faci gros de bani. E amuzant. Mm-hmm. E distractiv, e distractiv. Da, păi trebuie să ai răbdare. Deci... 100 de mii de euro aur, buf, se dublează prețul, buf, am 200 de mii. Bun, câte acțiuni am acum un an? Păi atâtea. Mm-hmm. Păi dacă iau acum, păi iau de 4 mai mult. Ah, blană, bam. E companie care își revine, adică nu știu. Poți să faci asta și în interiorul bursei. Că, uite, poți să iei aur, XAG și XAU, aur și argint. Le iei, le ții, le vinzi. Știu, dar nu-mi place, sunt sceptic.
Nu, e posibil să fie în realitate mai puțin aur decât aia paper assets, cam toată lumea spune asta, toți specialiștii. Na, e posibil. Sunt mai sceptic, da, pentru tranzacționare frecventă e bun. Păi da, nu să ții 10 ani, niciun dar caz. Pentru ultra safety al tău, ce uite, fizic. Uite, cum e acum aurul, a căzut foarte mult, dacă intri într-un moment bun și faci 200 de dolari la raportat la, nu știu, de 1700 și ajunge 1900, păi 200 de dolari, e procentual, e foarte bine într-un timp scurt. Peste de celălalt, da. Da. Deci poți să faci relativ ușor bani dacă ai răbdare. Că uite, că am vorbit, la imobiliare trebuie să ai răbdare, la bursă trebuie să ai răbdare, cripto trebuie să ai răbdare. Păi nu știi ce zice Buffett cu Bezos. Da, da. Conversația anului, secolului. Da. Mă, dar de ce nu fac mătăți ca tine, mă? Că e ușor să faci bani cum faci tu. Că lumea vrea să se îmbogățească rapid. Nimeni nu vrea să se îmbogățească încet. Da. Da, trebuie răbdare. Exact. Și să ai încredere în ce investești, că dacă bagi niște bani. Hai să spun un caz amuzant. Cineva luase o acțiune anume, ca să nu dăm nume și să nu dăm persoana, oricum foarte sus, la all time high, aproape acolo, fix unde era vârful, aproape de vârf a luat și el. A scăzut, s-a dus în cap la sub jumătate din preț, să zicem că s-a dus la 70 la 25. Și ce a făcut? A vândut la 25, că nu mai aștept, bă, picioarele, și așa la mașină. Deci după ce că a fost sub peste 50% pe pierdere și pe așa lua și mașină. Normal, second hand, dar din aia de gherțoi. E ca și când ți-a luat o mașină de 4 ori mai scumpă. Exact. De 2 ori mai scumpă cu aceiași exact. Bani, nu? Exact. Și după aia ce s-a întâmplat cu acțiunea? Cu am și eu. A crescut. La cât? Peste 50 de aproape. Da, mă, dacă cumperi constant și nu te panichezi și chiar dacă scade ei. Și o să vezi că la ce inflație o să vină, mai ales și la noi în România, o să se simte. Și deja se simte, mi se pare că deja se simte absolut orice. O să crească așa la noi. Grav, deci cel puțin, minimul, o să ne păstrăm valoarea și o să avem așa un gain acolo, minimul. La ce, la acțiune în România? Și în afară. Și cred că asta, tot ce e pe energie o să rupă în România. Și oriunde. Gaz, transgaz, nuclear electrica, transelectrica. Peste tot o să rupă. OMV. OMV, nuclear electrica, mare fan, o să cumpăr un prostie. Mai ales eu cu nuclear sunt. Știi că ți-am zis eu mai de mult de faza cu Bitcoin, cu minatul, că ar fi mișto pe nuclear? Acum câteva zile s-a anunțat în Miami, vrea să facă. Deci primarul ăla din Miami e fript pe cripto, vrea să facă următorul safe haven pentru cripto. Foarte tare. O să fie Silicon Valley al cripto. Știu, am văzut. Și el rândau parteneriat cu ăla din Miami. Deci o să fie genial acolo și să investească super mult în energie regenerabilă, că sunt o groază de bani, nu mai zic și în China, care China e putere economică masivă, o să bage trilioane. E prima, dacă mă gândesc bine, da. Așa? Exact. Trilioane de dolari. Mă rog, echivalentul a trilioane de dolari o să pompeze în economia lor pentru energie regenerabilă, pentru infrastructură, să le dea companiilor ajutoare să se dezvolte foarte mult. Viitorul e promițător și pentru energie și pentru automation și pentru mașini electrice și pentru tot ce e dezvoltare. Energie. Kiyosaki, care era anti-stocks și anti-stocks, și anti-Bitcoin. Era mega anti-Bitcoin. Da, și eu eram. Și acum e băl mai mare pro-Bitcoin. Bă, și eu eram anti-Bitcoin. Dar e normal, nu? Că e normal să-ți schimbi o viziune. Adică și nici eu nu eram cel mai mare adică fan. Adică nu vreau să mă ascund. Ce eu, știi, cer clipul și ce eu anti-Bitcoin. Nu, frate, ce ai. Da, adică îl vedeam anti-Bitcoin pentru că vedeam așa partea întunecată oarecum. Eu eram neutru, de exemplu, adică aveam niște cripto, dar puțin, eram mai pur și simplu pasiv. Zic că băi, nu, stai puțin, că dacă e ăsta fix perioada aia de 2000, când au început companiile astea tech să crească, când a început Apple să crească. Oricum, piețele încă consider că, din tot ce am zis în clipul ăla, încă consider că e o piață încă ușor manipulabilă. Toate piețele sunt manipulabile. Și stocks, credem că... Na, ok, nu manipulezi Apple, că e de 2 trilioane, dar sunt foarte multe companii pe care le poți manipula foarte ușor. Știu, dar la Bitcoin sau la cripto, pentru că nu este atât de adoptat, e mai ușor, mai ușoară manipularea. Da, și e un market cap mic. Adică bagă 3 arici ca Musk, 3 tweet-uri, bubuie prețul și după aia în balenele. Ce-ai făcut? Te-au ars? Și e chestia dacă când... adopție în masă, da, e ok. Gândește-te cât de mic e market cap-ul. Deci, din nou, Apple are 2,1 trilioane market cap. Tot cripto, tot. Bitcoin, Ethereum, toate. Un trilion sau două cât e. 1,2, cam așa, 1,3. Da. Mic. Ce vorbim? E copil. Bebeluș.
Plânge. Să ajungă aurul. Tăi, aurul are 12 deocamdată. E, și probabil aurul să ajungă vreo 15-16 până ange cripto să ajungă aurul. Durează. Mai durează. Dar oricum o să fie o alternativă și deja se vede utilitatea. Nu mai vorbim. Mie îmi sper că nu mai vorbim deja de bule, că e o vrăjeală, că nu știu ce. Concluzia? Să ai răbdare. Ai răbdare în când investești, fii atent în ce investești. Citește. Nu te demoraliza, documentează-te. N-o să, cum să zic, era o vorbă veche. Pierzi, câștigi, negustori te numești sau cum era, ceva de genul. Cred că ceva de genul, nu mai știu. Deci n-ai cum doar să câștigi în permanență, dar poți controla cât pierzi. Exact. Dacă o faci cu cap. Adică strategie. Și să nu te panichezi, că dacă ți investești toți banii tăi, atunci, într-adevăr, îți cam vine să vinzi că ți-e teamă. Că zici că îi pierzi și pe aia. Dacă investești ceea ce erai dispus să îi lași acolo și ai venituri totuși separate și n-ai nevoie, și okay, de, și n-ai nevoie de bani respectiv, îi lași. Îi lași exact acolo, crezi că e la un moment dat. Până la urmă și Bitcoin, da? Când a avut prima cădere, câți ani a luat până să... Iară, a luat ceva. Prima cădere a fost prin 2011, dacă îți vine să crezi. Știu, dar m-am uitat așa pe grafic. Până a luat-o Bitcoin-ul la deal, a durat. Cam o dată la 3 ani. Avea, de exemplu, o creștere violentă, corecție, creștere violentă, corecție și tot așa. E, așa de 3 ani. Da. Uite, Tesla, Apple, toate. Când au avut perioade nasoale, pe așa au revenit. Răbdarea e cheia succesului. Și să nu vrei să te îmbogățești din Shiba Inu peste noapte. Sau din Dogecoin. Și acum sunt și altele noi. Nu o să știu. Așteptăm ajuns părerile voastre. Să ne dați idei ce ați dori să mai abordăm. Bine, noi o să încercăm să nu ne mai abatem așa mult de la subiect, dar ne entuziasmăm și ne abatem de la subiect. Însă sperăm că vă place și așa clipul sau clipurile. Vă mulțumim și ne vedem în următoarele episoade.